V-aș invita cu un deosebit respect să deschidem cuvântul Scripturilor împreună la Cartea Efeseni, la capitolul 4. Vom citi împreună de la versetul 17 până în capitolul 5, versetul 1. V-aș invita să dăm un deosebit respect cuvântului revelat al lui Dumnezeu și să lăsăm mintea și inimile noastre deschise înaintea acestei bogății de înțelepciune pe care Dumnezeu o aduce în mijlocul bisericii și în mijlocul ființelor noastre, așezând cuvântul său prin cuvintele Apostolului Pavel. Suntem în Epistola, în scrisoarea adresată de Apostolul Pavel Bisericii din Efes, capitolul 4, începem citirea cu versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Amin. Am înțeles că în incursiunea pe care o faceți prin roada Duhului, astăzi trebuia să vă opriți asupra acestui subiect, și anume înfrânarea poftelor. Aș dori doar pentru câteva minute care le mai avem la dispoziție în această seară să ne uităm împreună la ce înseamnă poftă. Ce înseamnă a ne înfrâna. Pentru că trăim acum vremuri în care rațiunea pare să fie paralizată. Aia ce înseamnă? Diavolul știe că lupta pe care o are de dus cu noi și cu generația care vine după noi este o întreită luptă. Este o luptă a minții. În primul rând, dacă a reușit să ne distragă abilitatea de a gândi, de a cântări argumentele duhovnicești, diavolul ne-a câștigat. Trăim într-o vreme în care singurul lucru care îi mai captează pe o generație de oameni malformați din punct de vedere al adevărului sunt doar emoțiile. Tot ceea ce îi mai conduce pe oameni în vremea noastră este plăcerea. Bisericile devin un loc în care, dacă mă simt bine, acel lucru ajunge să dea un calificativ echivalent cu harul lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care nu numai mintea, trăim într-o vreme în care și inima noastră este destul de răvășită, destul de atacată, destul de bombardată de toate lucrurile pe care le vedem în jurul nostru și implicit apostolul din acest text ridică un mare semn de întrebare. Câți dintre dumneavoastră îl iubiți pe Domnul? Acea dragoste pătimașă, acea dragoste plină de reverență, acea dragoste plină de respect.
Apostolul Pavel s-a uitat într-o biserică destul de frământată de lucrurile lumii. Pentru că dați-mi voie să subliniez ceea ce spune aici Apostolul Pavel și cred că o spune pentru noi astăzi. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Apostolul Pavel știe și a venit prin revelație dumnezeiască și chiar în finalul acestei scrisori atrage bisericii atenția asupra unui detaliu extraordinar de important. Dacă diavolul a reușit să ne fure de aici, din inimă, realitatea iubirii de Dumnezeu, singurul lucru care ne mai rămâne este iubirea de noi înșine, iubirea de plăceri, iubirea de satisfacție imediată. Asta e tot ceea ce mai rămâne omului să caute. După care a stat în casa de rugăciune, probabil, s-a bucurat, cât s-a bucurat, dar aș vrea să vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră v-ați bucurat măcar o dată aici în Biserica Maranata? Pentru că știu că Dumnezeu a cercetat nouă dată Biserica Maranata prin prezența Duhului Sfânt. Câți dintre dumneavoastră v-ați bucurat? Spuneți-mi amin. Amin. Să știu cu câți oameni stau de vorbă. Da? Aia înseamnă că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care știe să-și desăvârșească frumusețea cercetării prin darurile care le are în adunare. Și Dumnezeu vorbește când prin levit, când prin recitator, când prin predicator, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este extraordinar de atent asupra unui detaliu. Mântuirea sufletelor noastre. Dar aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră, după ce ați plecat acasă, ați mai continuat această stare de bucurie? Câți dintre dumneavoastră? Câți dintre dumneavoastră aici în casa de rugăciune, după ce ați fost făcuți părtași slavei, frumuseții, înțelepciunii, bogăției lui Dumnezeu, ați plecat acasă și ați zis: Doamne, atât de gelos am devenit în casa de rugăciune, încât nu vreau să las să mi se fure această bogăție de cercetare pe care ai adus-o în sufletul meu. Adeseori ne mulțumim doar cu crâmpeie din cercetările pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră. Pentru că după ce am ieșit din casa de rugăciune devenim lumești, îngrijorați, frământați, cu tipare de viață păgâne, ajungem acasă după cercetare în casa de rugăciune și sunt oameni care după aceea își găsesc refugiu în televizor, în jocuri, în vizionarea diferitelor site-uri, revine la un tipar fără să-și dea seama de fapt că întreaga viață este o luptă duhovnicească. Noi nu suntem înaintea lui Dumnezeu numai aici în casa de rugăciune, noi suntem înaintea lui Dumnezeu și după ce am ieșit din casa de rugăciune. Și dintr-o dată pofta despre care vorbește cuvântul Scripturilor, aș vrea să vi-l definesc în această seară, pentru că este o realitate pe care noi o trăim în vremea noastră, este o realitate pe care o gustăm în vremea noastră și nu suntem noi cei care putem spune cu o anumită doză de superioritate, niciodată nu a mai fost asemenea nelegiuire ca în vremea noastră. Dați-mi voie să vă spun că și în perioada Noului Testament au fost valuri de nelegiuiri. Și noi astăzi le trăim. Ce înseamnă poftă? De unde vine problema poftei? Am stat și m-am frământat mult, pentru că una din caracteristicile roadei Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Ce vine să ne aducă în comparație Apostolul Pavel când scrie bisericii din Galatia este faptul că avem un Dumnezeu și avem o pornire noi înșine care caută ceva în lumea în care trăim. Și ne vom uita împreună puțin prin cuvântul Scripturilor și vom avea ocazia să vedem ce înseamnă conceptul acesta de poftă. Sunt oameni care au fost amețiți de femei.
Și când au stat oamenii lui Dumnezeu față în față cu ei, au trebuit să guste amărăciunea și realitatea judecății lui Dumnezeu acolo în inima și în sufletul care a crezut că nimeni nu le poate citi. Aș vrea să vă invit într-o incursiune scurtă în Cartea Faptele Apostolilor. Suntem într-un text extraordinar de frumos, suntem în capitolul 24 și aș dori să vă citesc câteva versete. Începând de la versetul 24, Pavel stă de vorbă cu Felix. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel, l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus și iată ce a discutat apostolul Pavel vorbind despre credință. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Prima dată el s-a gândit că de la apostolul Pavel poate avea un anumit câștig financiar. Nu avea atât de mare nevoie de adevărul revelat al lui Dumnezeu și îl chema deseori pe Pavel crezând că Pavel va fi cum fac românii, după ce insistă cineva prea mult, își dă seama că trebuie să scoată pliculețul, să-i dea atenția. Nu e o boală românească și la tine au fost bolnavi de ea. Pentru că și ei la un moment dat credeau că printr-o anumită și o oarecare insistență pot la un moment dat să aibă câștiguri financiare din partea celorlalți. Dar undeva în dorința lui de a avea câștig, dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Adevărul lui Dumnezeu a deschis inima lui într-atât încât l-a răstignit adevărul în realitatea vieții pe care o trăia acest om. A ajuns să fie vrăjit de așa zisa dragoste față de o femeie. A făcut atât de mari presiuni, Felix, până în momentul în care a împins-o pe Drusila ca să întoarcă spatele soțului ei și să vină să-l ia pe el, pentru că reprezenta o autoritate politică a vremii respective, era un dregător. Și oare câte fete nu sunt care astăzi ar fi gata să renunțe la orice în viață de dragul unor avantaje? Câte fete oare astăzi nu s-ar mărita dacă ar veni un făt frumos să-i spună: de astăzi înainte ai Porsche-ul la dispoziție, ai vila la dispoziție, ai tot ce vrei la dispoziție. A fost o femeie care a reușit foarte ușor să cadă pradă unui asemenea invitații. Un mare preot a început să se ridice pe nume Ionatan împotriva atitudinii sălbatice pe care avea acest dregător. Era un om care din pricina ambițiilor lui era dispus să facă orice sacrificii. A angajat o echipă de asasini și l-a trimis să-l omoare pe marele preot, pentru că a mai fost și altul care s-a săturat de un predicator pe nume Ioan Botezătorul și la un moment dat singura alternativă prin care putea să își recâștige liniștea a fost doar să-i taie și după ce i-a tăiat capul s-a încheiat condamnările, s-au încheiat predicile, putea ieși liniștit pe ulițe pentru că nu mai era nimeni care să alerge după caleașcă sau să-și condamne, să-i condamne nevasta că este a altuia de fapt, a fratelui său. Și dintr-o dată această înfrânare a poftelor a fost tocmai lucrul care l-a târât pe acest dregător într-o nelegiuire, într-un păcat. Imaginați-vă cum acesta a stat înaintea adevărului revelat al lui Dumnezeu și l-a apucat groaza. Doar asta ne spune cuvântul Scripturilor. Când a auzit învățătura despre neprihănire, când a auzit învățătura despre înfrânare și când a auzit despre judecata viitoare, omul acesta s-a îngrozit. Pentru că și-a dat seama că înaintea lui Dumnezeu viața noastră este scrisă și este contabilizată.
Dintr-o dată Apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, a ajuns să-i aducă în atenție faptul că el urma să dea socoteală de fiecare detaliu și de fiecare lucru pe care îl face omul acesta în viață. Toate curentele filozofice s-au uitat la cuvântul poftă, încercând să-l descrie. Au fost stoicii, au fost oameni iluștri care au luat la un moment dat toată ideea aceasta a poftei. Și știți cum au descris-o? Pofta este tot ceea ce satisface plăcerea noastră și dorința noastră. Sunt înclinațiile noastre înspre adrenalină, înclinațiile noastre înspre pasiune, înspre a trăi viața la un moment dat la superlativ. S-au uitat în jurul lor și i-au denumit pe toți cei care aveau un asemenea stil de viață ca fiind oamenii lascivi, oamenii care iubeau o asemenea manifestare. Erau oamenii care își găseau plăcere în jocuri de noroc. Spuneți-mi, sunt în mișcarea evanghelică în vremea noastră oameni care își cheltuie banii pentru jocuri de noroc? Pentru pariuri? Sunt oameni? Sunt oameni care iubesc cazinourile? Sunt oameni care stau confortabili undeva în biserici adăpostindu-se sub ideea că ei sunt ai Domnului, venind să-și mărturisească de fiecare dată: Doamne, am mâncat banii familiei și în săptămâna asta, Doamne, te rog, iartă-mă, și pleacă liniștit acasă că Domnul a iertat, până în momentul în care pune din nou mâna pe bani și din nou intră pentru a-și arunca mizele pe echipele de sport sau pe câini, cai sau orice altă formă de pariu. Scriptura, atunci când vorbește despre problema aceasta a înclinațiilor noastre, recunoaște faptul că mintea noastră a ajuns încet, încet să piardă din lumina și din înțelepciunea pe care Duhul Sfânt a așezat-o în noi, pentru că suntem oamenii care am capitulat înaintea tuturor oferte pe care ni le-a făcut diavolul. Inima noastră a început să se răcească și de aceea, atunci când vorbește despre poftă Noul Testament, vorbește despre acest cuvânt extraordinar de real pe care noi îl trăim astăzi. Ne place să arătăm bine. Sunt plăcerile ultime pe care le căutăm. Niciodată n-am văzut probabil bisericile mai frământate de această imagine de sine. Niciodată n-am văzut oamenii mai dornici de a arăta, de a impresiona, de a fi, de a face. Mă uit la tineri care numai de-abia au reușit să cucerească buletinele de identitate și nu știu cum să pună mâna pe prima mașină. Și dacă ar putea să păcălească sistemul în loc de 15 ani, să zică că are 19, ar face-o râzând doar să pună mâna pe mașină. De ce? Pentru că există la un moment dat o plăcere pe care o avem și o vânăm cu extraordinar de mare pasiune. Din nefericire sunt părinți care își cresc copiii în asemenea mentalitate. Dragului mama, dragului tata, tu să nu te lași. Dar ce, tu vrei să arăți ca o babă din aia de la țară? Ia arată-i tu cine ești, cum arată fata lui mama. Și intră mama țanță și în spatele fetei să vadă toată lumea că intră fetița ca mireasa în casa de rugăciune. Ia mamei. Se uită tata la fecior, dar lasă-o pe feciorul meu să pară așa unul din ăsta care îi papă lapte. Îl educă cum să fie, cum să arate, ce să facă. Și vine frumos și tata țanță și în adunare. Vedeți? Nu zice și Scriptura: laudă-te cu săgețile tale, cu pruncii tăi la porțile cetății? Cum să nu se laude tata cu un asemenea fecior? Și începem să ne lăudăm cu agoniseli, cu realizări, cu imagini, cu ceea ce suntem. Vine Apostolul Pavel, se uită în ochii noștri peste ani. N-a trecut foarte multă vreme. Suntem la fel de tributari stării de păcat pe care a avut-o altădată biserica. Și dacă nu vom fi veghiatori, dați-mi voie să vă spun că nu stările de cercetare vor lipsi din casa de rugăciune. Ceea ce va lipsi și va trebui să ne îngrozească din casa de rugăciune va fi puterea de transformare. Puterea de transformare. Să intre aici în casa de rugăciune și să încep confruntat fiind cu slava lui Dumnezeu, să zici: Doamne, am devenit atât de lumesc în gânduri, în inima mea, în alegerile pe care le fac în fiecare zi. Doamne, am venit aici și dacă m-a cercetat Duhul Sfânt, vreau să-mi doresc un singur lucru: să fiu altfel, Doamne. Să fiu altfel. Pentru că ce a uitat biserica, frați și surori, înfrânarea poftelor nu este un exercițiu de abstinență.
Înfrânarea poftelor este roada Duhului Sfânt. Zic dar, amintea Apostolul Pavel, umblați cârmuiți de Duhul. Dați mădularele voastre în slujba neprihănirii și atunci veți înțelege cine este Dumnezeu cu adevărat. Pentru că ce-am uitat și vă rog, tineri dragi, să fiți receptivi la două realități pe care le aduce Apostolul Pavel în atenția bisericii din Efes. Prima, uită-te la părinții tăi și nu uita un lucru. Acea cercetare a Duhului pe care o vezi în viața părinților tăi va fi martoră pentru tine. Și știi de ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat în universul acesta să fie o zi a răscumpărării. O zi a răscumpărării. Biserica Domnului, care este străjeră a acestui adevăr, prin Duhul Sfânt, când aude un asemenea adevăr, trebuie să strige numele bisericii dumneavoastră. Care-i? Haideți să zicem împreună. Care este? Vino! Doamne, Iisuse! Biserica străjuiește un adevăr veșnic, pentru că noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru o zi a răscumpărării. A răscumpărării. Tânăr drag, tânără, stimați frați, prieteni, cei care sunteți aici în casa de rugăciune, universul acesta cu tot ceea ce vedeți dumneavoastră într-o bună zi va arde. Va arde pentru că Dumnezeu ne-a lăsat o țărână blestemată pentru noi să ne fie bucurie. Dumnezeu ne-a lăsat niște pofte și niște patimi să devină sensul și scopul vieții noastre. Dumnezeu pe noi ne-a creat pentru a fi o veșnicie întreagă cu Cel care are drept de răscumpărare asupra sufletelor noastre și acesta este Iisus Hristos Domnul. Noi nu suntem creați să trăim doar aici, gândindu-ne la astăzi, la mâine, pentru a impresiona și a trezi gelozia sau invidia vecinilor sau a prietenilor. Noi suntem creați cu valențe veșnice. De aceea se uită Apostolul Pavel în biserică, spunând, frați și surori, nu mai trăiesc, nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. De ce? În capitolul 5, în cartea Efeseni, Apostolul Pavel spune un mare adevăr. Suntem în capitolul 5. Aș vrea să vă citesc de la versetul 1. Este extraordinar de complex textul acesta. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție. Asta înseamnă tot ceea ce conștiința ta îți dictează că îl întristează pe Dumnezeu când tu vii înaintea Domnului. Și asta poate să fie bârfă, poate să fie chiar pismă, poate să fie invidie, poate să fie ură, poate să fie cârtire, poate să fie nemulțumire. Tu știi acea stare duhovnicească pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Cain. A venit înaintea Domnului să aducă jertfă. Ce ne spune cuvântul Scripturilor? Dumnezeu s-a uitat la cine? La jertfă sau la Cain prima dată? La cine s-a uitat prima dată? La Cain și la jertfa lui. Dar a văzut că în familie era o problemă sensibilă, spinoasă chiar. Cain era într-un conflict viu, real, cu fratele lui, cu Abel. Și acolo, în casa de rugăciune, probabil, sau în fața altarului, pe Dumnezeu nu l-a impresionat jertfa care a adus-o Cain, așa cum pe Dumnezeu nu-l impresionează cântările și laudele noastre, rugăciunile noastre. Ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră este cu adevărat o viață transformată, modelată și care se subordonează voii absolute a lui Dumnezeu. Și s-a uitat Dumnezeu în inima lui Cain și a zis, Cain, vreau să spun ceva. Iată că păcatul stă în inima ta, bate la ușă, te pândește, te urmărește, te vânează, dar tu trebuie să-l săpânești.
Nu cred că este un privilegiu mai mare în universul acesta decât să-ți vorbească Dumnezeul care îți cunoaște inima și starea ascunsă a sufletului tău. Nu știu cât timp o fi trecut. Ce știu e că s-a dus la un moment dat Cain acasă, s-a uitat la Abel și a zis, noi ne certăm de atâta vreme, ne batem de atâta vreme. Nu știu care e atitudinea lui Abel. Cu siguranță Abel era neprihănit, ne spune Scriptura, însă Cain probabil era genul de om care de fiecare dată căuta motive de altercație cu Abel, până în momentul în care a zis Abel, hai să ieșim împreună până la câmp. Când a ajuns la câmp, l-a prins, a luat o piatră și i-a zdrobit asta capului, lăsându-l acolo într-o baltă de sânge în mijlocul câmpului. Adeseori noi venim în casa de rugăciune și noi nu suntem conștienți de un mare lucru. Binecuvântat să fie Domnul când pe noi ne cercetează în casa de rugăciune. Aici trebuie să zicem cu toții, Doamne ajută-ne! Dar nu-i suficient! Când tu știi că ai venit în casa de rugăciune și ai trântit ușa probabil în fața mamei sau a tatălui și ai venit aici și ai avut o clipă a întâlnirii tale cu Dumnezeul cel viu și adevărat, știi ce așteaptă Domnul de la tine? Când ai plecat acasă să poți merge să o iei pe mama și pe tata, să zici, mami, tati, îmi pare rău. M-am dus în casa de rugăciune și am văzut că Dumnezeu nu s-a uitat la rugăciune, Dumnezeu s-a uitat la mine. Am văzut sfințenia lui Dumnezeu, te rog iartă-mă, pentru că aș vrea să ajung în împărăția cerurilor. Degeaba ne ascundem unii de alții, degeaba încercăm să ne justificăm unii înaintea altora. Eu știu un lucru, că în împărăția lui Dumnezeu, frați și surori, nu va intra nimic spurcat, nimic întinat, pentru că biserica pe care a răscumpărat-o Iisus Hristos prin faptul că și-a dat viața, este o biserică pe care o spală și o pregătește în virtutea neprihănirii, a sfințirii și a curăției. Că atunci când va suna trâmbița lui Dumnezeu, această biserică spălată în sângele Lui să poată merge pe nor de slavă și să-L întâmpine pe Împăratul Împăraților, pe Domnul Domnilor. Pe Dumnezeu nu-L impresionează actele noastre de religie, nu-L impresionează nici măcar tradițiile noastre. Și de aceea aș vrea cu maximă responsabilitate, frați scumpi, sunt puțini oameni, puține biserici care astăzi se mai pot bucura de o clipă de cercetare în rugăciune. Dacă în biserica Maranata mai este har în rugăciune, este pentru că Dumnezeu privește cu milă și îndurare spre biserica Maranata. Pentru că aici, în această biserică, Dumnezeu vrea să refacă ceea ce-i de refăcut, să repare ceea ce-i de reparat. Pentru că aici, în această biserică, eu știu și-s convins de asta, planul lui Dumnezeu este să umple cu Duhul Sfânt ce mai trebuie umplut în vremea asta. Dumnezeu vrea să restabilească ce trebuie restabilit în sufletele noastre în vremea asta. Pentru că trâmbița nu știu câtă vreme va mai trece. Dar eu cred că nu suntem departe să auzim trâmbița lui Dumnezeu. Se precipită lucrurile în jurul nostru, nu mai avem încredere în nimic, toate lucrurile se zdrobesc, nimic nu mai știm pe ce să punem mâna. Frați scumpi, eu am rămas la un moment dat zdrobit în sufletul meu. Am avut un prieten de 27 de ani, îl chema Andrei, noi ca și biserică ne-am rugat pentru ei. Vă pot pune în legătură cu familia dacă cineva are întrebări în privința asta. Un tânăr de 27 de ani care a umblat la un moment dat în șantier și doar a simțit că începe să șchiopăteze de un picior. Și a zis, probabil e din cauza sculelor care le port și a brului pe care l-avea la mijloc. A zis, cu siguranță e o problemă, mă duc până la doctor să văd despre ce anume e vorba. Când a ajuns la doctor, doctorii au făcut radiografie și când s-a uitat, era o tumoare care spărsese tot bazinul, acea protecție osoasă pe care Dumnezeu a lăsat acolo. A pătruns prin ea, a zdrobit-o și a trecut înăuntru. Doar câteva luni mai târziu, când din nou l-au luat și au făcut un CT scan, s-au uitat și au zis, au rămas doar două organe neafectate de cancer. Creierul și inima. Vorbeam cu el la telefon. Îl întrebam, ce face Andrei? Și zice, nu știu, frate Dan, când mă uit că mi s-a scurs viața, parcă nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Am ajuns să regret un singur lucru în viață. Era un tânăr plin de vise. Dacă era cineva care a știut să se bucure de viață, Andrei a fost un asemenea om.
A plecat prin excursii, mergea oriunde să se bucure de tot ceea ce are în jurul lui. A încercat să facă afaceri și a construit propriul lui tipar de afaceri, încercând să-și consolideze un viitor. Se gândea să se căsătorească în viitorul cel mai apropiat. Vroia să aibă parte de viață. Și într-o bună zi Dumnezeu s-a uitat la el și a zis: Andrei, ajunge. Mi-a spus: dacă regret un singur lucru, regretă faptul că nu a știut să-L slujească pe Dumnezeu așa cum ar fi trebuit să o facă. Și mi-a spus, zice: frate Dan, stau acum la 27 de ani, după mai bine de 10 ani de stat în biserică, și zice, îmi pun întrebarea, ce am făcut? Ce-i viața mea? În afară de faptul că am muncit să am bani, am muncit să am pâine, am muncit să-mi fac un viitor, am muncit să realizez ceva în viață, cine sunt? Și a început să plângă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, ca o consolare, s-a uitat la el și a zis: nu-i nicio problemă, am să te ridic eu. Am să te ridic eu. A ajuns în București, era la oncologie și un om mai în vârstă, mai în etate, l-a văzut cu Biblia la el și a zis: tinere, la ce te ajută Biblia? Și a zis, zice, eu sunt un om care cred în Dumnezeu și am ajuns să-mi dau seama că și dacă va fi să mă ducă Dumnezeu din lumea asta, tot îl voi iubi pe Domnul. Dacă va trebui să intru în mormânt cu boala asta, tot îl voi iubi pe Domnul și vreau să răscumpăr ceea ce am pierdut, vreau să citesc din Biblie. S-a uitat la el omul și a zis: nu vrei să-mi citești și mie, te rog? Și a zis Andrei: ba da, vreau să vă citesc și dumneavoastră. Și a început să citească din Biblie. Citea Cartea Psalmilor. La un moment dat s-a uitat omul la el și a zis, zice, auzi, eu sunt cam tare de ureche, nu vrei să citești un pic mai tare? Și a început să citească mai tare. Și a zis, nu, nu, mai tare să te aud bine. Și a început să citească mai tare, fratele Andrei. După ce a terminat de citit ceea ce era de citit, a început să vină oameni din celelalte saloane. Știi că ceea ce ai citit a fost pentru ridicarea și pentru încurajarea mea? A început să plângă Andrei. A zis, zice, niciodată n-am crezut că Dumnezeu, ca să mă poată folosi, mă va aduce într-o asemenea situație, cum spunea fratele păstor Daniel. Dacă Dumnezeu te lasă într-un loc, Dumnezeu te lasă în primul rând ca să realizezi cine este Dumnezeu. Nu vei realiza niciodată cine este Dumnezeu până când nu vei ajunge să te cunoști pe tine însuți, ce este realitatea despre care vorbește Apostolul Pavel. Până în momentul în care nu ne dăm seama cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu, nu ne vom da seama cine este Dumnezeu pentru noi. De aceea ne-am obișnuit cu minciuna, ne-am obișnuit cu frauda, ne-am obișnuit cu înșelăciunea, ne-am obișnuit cu glumele proaste, ne-am obișnuit cu atâtea păcate. În vremea asta Duhul lui Dumnezeu strigă și aici în Biserica Maranata: deșteaptă-te cu tu care dormi și Hristos Domnul te va lumina. E o vreme a curățirii și este o vreme a sfințirii. Încă mai este o vreme în care eu cred că Iisus Hristos mai are putere să ierte. Eu cred că Iisus Hristos mai are putere să mântuie. Altfel, Apostolul Pavel nu s-ar fi apropiat de biserică să spună: dragă biserică, înțelegeți că voi nu mai trebuie să trăiți cum trăiesc păgânii? Păgânii trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor. Adevărul e că viața noastră s-a dat peste cap. Noi nu mai știm pe ce să punem degetul. A rămas șocat când la un moment dat am citit biografia lui Elvis Presley. Un extraordinar tânăr cu abilități muzicale extraordinare, care n-a mai fost mulțumit de ceea ce oferea biserica și a ieșit în afara bisericii. Dintr-un om care altădată stătea în biserică, a ajuns să fie un om care a ieșit pe scenele lumii și a revoluționat generația în care a trăit și nu numai. Până în ziua de astăzi încă mai sunt oameni care își doresc să fie ca el și să cânte ca el, să trăiască ca el. Un tânăr care altădată era în biserică a ajuns până la urmă să fie promotorul drogurilor pentru o generație nouă de tineri. Cu ce își spăla acest om conștiința era că întotdeauna înainte de a ieși să-și susțină concertele undeva în spatele cortinelor, avea un om pe care îl chema de fiecare dată să-i vorbească despre Dumnezeu. Când se trezea din agonia drogurilor sau din durerea pe care o pricinuiau acestea, mergea undeva, se refugia, lua Biblia și începea să plângă citind Scriptura. A intrat în mormânt din pricina poftelor. Biserica și jocul de-a biserica nu l-a ajutat cu absolut nimic. Nimic. O viață depravată,
O viață lipsită de Dumnezeu, o viață străină de neprihănirea lui Dumnezeu, dar la un moment dat mișcarea oamenilor, așa zis, evanghelici, imediat l-au încreștinat și au zis, slavă Domnului, că înainte de moarte, cred că a zis, Doamne, mă pocăiesc. Și uitați-vă că și el a ajuns în cer. La fel s-a vorbit de Whitney Houston, o femeie care a revoluționat muzica soul în Statele Unite. O femeie care a fost recunoscută ca fiind cea mai influentă cântăreață contemporană. O femeie care a cântat în biserică, a cântat în cor. Și într-o bună zi biserica nu i-a mai oferit ceea ce căuta. Și a ieșit pe scenele lumii și a sfârșit din cauza unei supradoze de drog într-o cameră de hotel. Și din nou au venit oamenii și au zis, da, a fost a Domnului. Frați și surori, trăind din nefericire o vreme în care valorile se amestecă atât de mult încât nu mai știm deosebi lumina de întuneric și adevărul de minciună. Dacă vă doriți ca să poată apare o înfrânare a poftelor care încep să pună tot mai multă stăpânire pe generația noastră, avem un singur lucru de făcut, să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeul care mai poate să dea iertare. Să venim să ne recunoaștem stările de păcat în care am ajuns să trăim. Să-i spunem, Doamne, eu sunt aici înaintea Ta. Știu că nimic întinat nu va intra în împărăția cerurilor. Dați-mi voie să vă citesc 6 vicii care răstoarnă și la un moment dat ne norocesc relațiile dintre noi. Orice amărăciune, orice formă de amărăciune, orice iuțime, orice mânie. Câți oameni mânioși sunt aici în seara aceasta în casa de rugăciune? Este vreunul care crede că are probleme cu mânia? V-aș ruga să ridicați mâna. Este vreunul aici? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fraților, nu vă uitați la neveste. Dumnezeu să vă binecuvinteze, fraților. Nu vă uitați la soț, pentru că vă știți unul pe altul acasă. Aici, în casa de rugăciune, degeaba vă luați cu dragă, cu iubire, cu steluță, cu lună, cu soare. Tu știi acasă ce faci și cum faci. Te știe și soția, te știe poate chiar mai rău decât atât și vecinul cine ești. Aici pozăm, că suntem într-un loc sfânt. Aici scrie casa lui Dumnezeu de fiecare dată în atenția dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că dacă e casa lui Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este martor aici. La cine am fost noi înainte de a intra în casa de rugăciune. Continuă textul. Orice strigare, orice strigare, aici era vorba despre acel sentiment de nemulțumire și chiar de ură, îl descriau grecii printr-un cuvânt. Era acea atitudine a calului care e atât de pătimaș și de dornic de răzbunare pe cel ce se află în spatele lui, încât se luptă în toate formele să-l trântească la pământ, să scape de el. Oare câți oameni nu sunt aici în casa de rugăciune care nu se pot vedea unul pe altul? Și ca să nu-l vezi pe frate, te duci la balcon, că dacă ești aici, ajungi să-l vezi. Și îți pierde cheful de rugăciune. Și îți pierde cheful de cântare. Și te pui în așa fel că știi cam pe unde stă el de obicei, cam care-i banca. Poate chiar fugi de la balcon și numai de-abia aștept să se gate rugăciunea, să se gate biserica, ți-ai luat repede biblioara sub soară ca un bun credincios de duminica și imediat suști. Să nu cumva să te întâlnești cu el la ieșire, să trebuiască să-i zici ceva. Dar oare Dumnezeu nu este martor la tot ceea ce facem noi și când intrăm și când ieșim? Biserica Maranata, eu știu un mare adevăr pe care îl spune Apostolul Pavel. Dumnezeu vă iubește. Dumnezeu vă iubește. Dar acest Dumnezeu vă dorește cu gelozie pentru sine. Pentru că dacă veți continua să trăiți în asemenea forme de păcat, în asemenea stări care nu sunt după voia lui Dumnezeu, Apostolul Pavel încheie spunând astfel. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și acum uitați-vă, vă rog, cu multă atenție.
Tineri dragi care vă lăsați pradă păcatelor tinereții, ispitelor frumuseții și ispitelor infidelității, uitați-vă și citiți cu mare băgare de seamă. Că știți bine, și Biserica Maranata trebuie să știe bine, faptul că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, nici unul care iubește și împătimit de problema banilor, și aici Scriptura îl numește că este un închinător la ce? Chiar dacă el vine și se prezintă în casa de rugăciune ca fiind un om econom. Hagi Tudose, dați-mi voie să vă spun că încă e unul din membrii onorabili ai bisericilor noastre evanghelice. Aveți Hagi Tudose în Biserica Maranata? Sau l-ați dat afară, frate Viorel? Mă rog din toată inima Dumnezeu să aducă un duh de pocăință în seara asta. De ce? Uitați-vă. Niciunul din toți aceștia nu vor avea parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. De aceea lăsați-vă de toate acestea. Și de mânie, și de amărăciune, și de orice formă de rău, spune versetul 31. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri, versetul 6, vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Ce mă aștept să facă cercetarea Duhului Sfânt pentru tine? Frate, soră, tânăr, tânără în seara aceasta, este în lumina și în înțelepciunea, bogăția de înțelepciune pe care ți-o va aduce Dumnezeu în rugăciune, să poți lua decizii sfinte în seara aceasta. Să poți merge acasă și să spui, aș vrea să-mi fac ordine în viață. Mi-ajunge. Atâtea link-uri sunt de care ar trebui să-mi fie rușine, probabil, în profilele mele de pe Facebook. Atâtea piese, atâția prieteni, atâția oameni, atâtea lucruri de care ar trebui să-mi fie rușine în viață, trebuie să scap odată pentru totdeauna de ele. Și când te vor întreba prietenii, de ce ai șters? Să spui, pentru că pe Hristos îl iubesc mai mult decât îmi iubesc propria viață. Aceasta este decizia pe care trebuie să o ia orice om ajuns în prezența lui Dumnezeu, să poți spune și să-ți poți dori. Să nu mai trăiești tu, ci Hristos să trăiască în tine. Și viața care îți mai rămâne de trăit de aici înainte și de astăzi înainte, să o trăiești spre slava și gloria singurului Dumnezeu care este adevărat în universul acesta. Și acesta este Dumnezeul care a creat cerurile și pământul. Aș vrea să ne smerim înaintea Domnului în finele acestei seri de părtășie. Și aș vrea să vă pun această întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați gustat din harul mântuirii lui Dumnezeu și ați intrat în apa botezului, v-aș ruga să ridicați mâna în seara aceasta? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe câți dintre dumneavoastră vă mai însoțește bucuria mântuirii? V-ați împuținat. Cum arată bucuria mântuirii? Cum e? Mă mai bucur din când în când, eu pe mine mă mai... ești fericit? Da, ești fericit, ești fericit, da, ești fericit, ești fericit, da, ești fericit. Și mă întâlnesc cu omul ca să-i zică, îți da, fericit. Nu, acea bucurie trebuie să se vadă prin alegerile trăirii în neprihănire în fiecare zi. Prin înfrânarea pe care o dai dovadă în fiecare zi. Prin faptul că ți-ai dat seama că vei sta și vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de fiecare faptă și de fiecare cuvânt pe care l-ai rostit. Prin asta dovedești bucuria neprihănirii. Dacă este cineva în această seară care își dă seama că din starea de păcat noi nu avem cum să ieșim altfel, de aceea, stimată biserică, noi predicăm aici cu toată dragostea și cu toată îndrăzneala un Iisus Hristos care poate mântui. Noi nu predicăm o îmbunătățire a firii, noi predicăm o transformare radicală, o înviere din morți. Asta predicăm noi. Pentru că omul despărțit de Dumnezeu nu este nimic altceva decât un om tributar legat, încarcerat în realitatea greșelilor și a păcatului și a morții.
Dar este unul singur care a putut să zdrobească puterea morții și acesta este mielul desăvârșit al lui Dumnezeu. Este mielul fără plată, este cel ce este alfa și omega, începutul și sfârșitul, este centrul și valoarea întregului univers. Este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul. De aceea noi în această seară, noi nu vă chemăm doar la a vă rezolva problema păcatelor, noi vă chemăm din toată inima la o întâlnire reală cu Iisus Hristos, Domnul. Aș vrea să-L onorăm pe acest împărat. Ne dea cinstea de a fi în prezența Lui în această seară. Ne dea cinstea de a ne vorbi în rugăciune în această seară. Și în această seară au vorbit mânați de Duhul, am auzit frați și surori. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt este prezent aici. Dumnezeu a fost martor la lauda și închinarea pe care am adus-o. De ce n-ai vrea să-L sfințești pe Dumnezeu prin deciziile care trebuie să le iei înaintea Lui? Să-ți dorești să trăiești în neprihănire. Să-ți dorești să trăiești în înfrânarea poftelor, pentru că înfrânarea poftelor nu este o luptă în primul rând a ta, ci este o luptă în primul rând a celui ce poate să-ți dea biruința și a biruit păcatul. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul. Aș vrea să-L onorăm și să ne ridicăm cu toții înaintea Lui. Aș vrea să ne plecăm capetele în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți nevoie de Dumnezeu în această seară, dar mă rog din toată inima, Doamne, lucrează mântuire în această seară aici. Nu știu câți dintre dumneavoastră mai aveți bucuria acestei umblări, dragostea față de Dumnezeu, așa cum ați avut-o altă dată. Dar dacă mă rog pentru ceva, mă rog ca Dumnezeu să reînnoiască această pasiune și dragoste pentru El. Cei care aveți nevoie ca Dumnezeu să refacă vasele sparte, haideți în smerenie să spunem, Doamne, iartă-ne de acest păcat al nevegherii, al neatenției, al superficialității. Și în seara asta, dacă te rugăm pentru ceva, te rugăm, vindecă inimile noastre. Și haideți să strigăm așa cum strigau fecioarele, Doamne, dă-ne înțelepciunea de a aduna unde lemn atâta vreme cât se mai poate. Ca atunci când va suna trâmbița lui Dumnezeu, să fim gata să plecăm de aici, pregătiți fiind pentru cer. Câți dintre dumneavoastră aveți nevoie de această atingere? Haideți să ne plecăm toți capetele înaintea Domnului, să spunem, Tu ești Dumnezeul cel viu și adevărat. Amen.